Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru că vă uitați, că sunteți atenți la ce zic, la ce postez pe pagina comunității, pe aici pe canalul de YouTube. Băgăm o poveste azi pentru că a fost intervenție în direct, au mai fost așa anumite păreri expuse. Astăzi am zis să începem în forță, săptămâna să începem cu o povestire și o să vă povestesc cum am fost prima oară cu Răzvan Lucescu să mă epilez. Acum probabil că o să înceapă și ceva comentarii că pe invers, ne pe invers, de ce epilat? Sportivi în general se epilează. Unii cu cremă, alții cu lama, altul cu săpun și cu cuțitul de bucătărie. Eu nefăcând-o la momentul respectiv niciodată, dar o să încep așa să vă introduc puțin în... să mă așez mai bine așa că mi-aduc aminte și parcă retrăiesc emoțiile de când m-am epilat. Eram la ProRapid după un antrenament în vestiar și mă întreabă Răzvan Lucescu. Zice, bă, ce faci? Ai treabă? După antrenament? Zic, nu, Răzvan, zic, să la masă aici și zic... Pe urmă mă duc acasă și zic, vreau să mă duc să mă tund. Bă, hai cu mine, zice, dacă vrei, că eu merg la un salon, am programare, merg să mă epilez. Și zice, vorbim acolo, zice, hai că o sun pe fata de la cosmetică care mă face pe mine și zice, să întrebe la frizerie, dacă e loc liber, să te faci și tu, să te tund. Zic, gata. Sună Răzvan, îi spune, ce uite, pentru colegul meu, nu știu ce, îi zice, aia, stai să întreb, zice, gata, veniți să vină cu tine când, la ora când ai tu programare. Ok, am mai stat puțin pe la ProRapid pe acolo, am mâncat, ne-am dus la undeva, prin spatele, ce punct de reper să vă dau eu, cred că Mihai Eminescu sau ceva de genul ăsta se numește strada, e între fostul hotel Doroban și piața Galați. Era o stradă pe unde era și Liga Profesionistă de Fotbal pe vremuri. Nu știu exact cum îi zice la strada aia. Ne-am dus acolo. Ce-mi zice Răzvan? Ce pot zice? Lasă mașina la ProRapid, mergem cu mașina mea. Și când terminăm, că eu mai am ceva treabă pe urmă pe la ProRapid, ce când terminăm, venim înapoi și ții mașina. Zic, ok, plecăm de la ProRapid, ajungem acolo, ne-am învârtit puțin, că era o stradă, cu strada asta de care v-am spus era cu sens unic, nu prea puteai să parchezi pe ambele părți ale străzii, îngustă strada, ne-am învârtit puțin până am găsit parcare, am parcat mașina, am mers acolo, când am ajuns, doamna de la frizerie nu terminase cu clientul care era înainte și Răzvan îmi zice, ce, bă, zice, intri cu mine sau ce aștepți aici? Acum ne cunoscând pe nimeni, zic, hai bă, că intru cu tine acolo, să mai ieși doamna aia, prieteni de viață parcă erau. S-au luat în brațe, s-au pupat, hai Răzvane, ce faci, cum merge, m-a prezentat și pe mine, hai, vino aici. M-am așezat pe un scaun acolo. Am văzut că s-a așezat Răzvan acolo. O masă aia a început aia. Făcea cu ceară caldă. Nu de aia de unică folosință, ceară caldă. Doamnele sau domnii care mai se epilează știu despre ce vorbesc. Și a început aia să-i pună pe tibie, pe gambă, pe ăsta nimic Răzvan. Râdea cu ea, vorbea cu mine, bă, nimic, 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 nimic. S-a întors pe partea cealaltă, cred că am stat ceva, că băgându-mă așa printre programări doamna de la frizerie, na. Nu puteam să zic, ce fac doamnă, stau aici un sfert de oră, bă, aștept, oricum, trebuia să stau să termine Răzvan sau el să stea după mine. La un moment dat zice... Doamna, ce facem și inghinal și încetat, ca de obicei, puși dă așa într-o parte un pic shortul în care era, boxerii, chiloții, pac, îi pune aia între picioare așa, pac, bă, ăsta nimic,
râdea, vorbea cu mine, eu țărănuș, aveam blana pe picioare ca ursul din pădure. Mă mai făceam când mă hârjeam de la câte o alunecare sau ceva, cu mașină de-aia de turs îmi luam părul după acolo unde trebuia să pun Rivanol sau dezinfectant de-aia ca să nu mă infectez. Și eu acum, văzând că nu-l doare, îl face aia și la inghinal, axilă, pac, ridică mâna, îi pune aia, fu, bă, nimic, ăsta nu râdea nimic. Acum ce îmi zice doamna aia? Ce, tu te epilezi? A, zic, nu, doamnă, nu. Eu zic, foarte rar, așa, în anumite părți mai sensibile, așa, aveam mașină de aia de tuns, mă făceam cu alea și la axilă tot cu mașina. Frumos, mașina de tuns. Imediat, două minute, eram chelios. Domne, de ce nu te... Păi zic, nu că mă fac cu mașina. Păi ce, și pe picioare? Zic, pe picioare nu prea mă fac, zic, doar dacă am probleme sau ceva, zic, mă fac tot cu mașina. Domne, să încerci cu ceară, să vezi că... Acum Răzvan ce-mi zice? Fă-te, bă, dacă vrei, zice, că te aștept, zice, mă duc aici, mă mai văd cu cineva, bea o cafea și zice, te aștept. Zic, nu mă fac, bă, Răzvane, că... Zic, nu m-am făcut niciodată, nu... Nu te doare, bă, nu te zice. M-a întrebat sunt și eu pe unii, pe alții, zice, bă, dacă nu te-ai făcut, dacă ai părul mare, dacă ce te doare, dă-te urși pe pereți. Vine doamna aia, zice, haideți, mă duc, mă tund, termină și Răzvan îmi zice, zice, haide mă, ce faci? Te faci și pe picioare sau nu? Iese și doamna aia din cabinetul ei acolo de cosmetică, unde... Cabinet, era un perete care nu mergea până în tavan, o, așa, două, trei plăci de rigips, cu o ușă glisantă de asta de plastic. Ca să nu se vadă din... Era într-o vilă salonul ăsta, într-o vilă cu două etaje, cred. Și eu acum, dacă mi-a zis și femeia, Răzvan îmi zisese, bă, nu te doare, nu te doare, zic, bă, zic, ai timp? Ce, nu, că mă duc să... Zic, haideți, doamnă, că mă fac. Termină doamna cu tunsul, mă spală repede, zice, hai, intru acolo, hai, pantaloni jos, rămâi, urcă-te pe masă. O pun pe masă, mi-a pus aia o fâșie așa prima oară, de vreo 10-15 centimetri. Zice, spun cât un pic așa, zice, nu pun fâșie mare ca la Răzvan, că el se face de ani de zile, ce ție spun așa ca să vezi cum e, ce nu te doare nimic, ca nu... Am pus pe lângă tibie, așa, pa, mamă, o durere, doamnă, mă, doare, stai că fac nu știu ce, pun mâna, punea ea mâna, așa, faci, doamnă, am suportat cât de cât, așa, pă. M-a făcut și pe piciorul celălalt, tot așa, pe lângă tibie, pă. Zice, hai să te fac și pe gambe, că nu e pielea așa sensibilă, așa, și pe urmă te întorci să te fac de la genunchi în sus. Zic, bine, doamnă, ok. M-am întors, mamă, când a început să pună pe gambe prin spate, pe aici, pe la gambă, prin spatele piciorului, gamba, știți toți unde e? Am înnebunit. Țipam de... Râdeau alea, s-auzeau femeile alea, dacă nu era peretele până sus și aia, era practic în aceeași cameră, dar separat așa de o ușă de aia de plastic glisantă, care se deschidea în bucăți așa de 20 de centimetri, și o placă de aia, două, trei plăci de alea, dar la nivelul de așa, de 2 metri, 2 metri și un pic, să nu se vadă și în rest nimic. Vă dați seama că s-auzea cum răgneam acolo, că mă doare, mai lasă-mă puțin, mai. Asta să mă facă de la genunchi în jos, așa, cred că a durat cât a durat la Răzvan să-i facă piciorul lung, cum să zice, până sus, inghinalul și... axila până să plec eu la tuns. Acum ce-mi zice? Zic, doamnă, nu mai pot, lăsați-mă, nu mai întrebui, lăsați-mă, naiba, așa. Femeia, na, ori să mă ajute, ori să își ia și ea un ban în plus. Nu, că sus așa nu te doare, că știi că pe aici de la blug, că de la pantalon, de la... e părul mai tocit, nu e așa dureros. Zic, ok, dar zic, da, lăsați-mă naiba așa, că nu mai zic, mă fac cu mașina. Nu, cum să te faci, că să vezi din ce în ce, să vezi din ce în ce mai,
nu o să te mai doare și nu crește. Uite, ai rădăcina aia, mai arăta pe cum trăgea cu ceara. Uite ce rădăcină ai, ce groasă e, ce... Fai, păi da, aia te doare. De... M-au făcuse numai brobonele, dar alea de... Să vedea ca, ca sângele așa. Pe unele părți ieșea sânge când trăgea aia cu ceara aia. Și acum începe să-mi pună deasupra genunchiul așa. O durere. La un moment dat i-am zis, eram lang, da, apă, deci mă durea de... La un moment dat i-am zis, te rog eu frumos, ieși puțin afară de aici că nu mai pot. Deci nu mai pot, lasă-mă 5 minute că mor. Hai că-ți fac mai ușor, că bă, lasă-mă, nu mai face nimic, lasă-mă naiba în pace, că nu mai pot. Vine Răzvan. Haide bă, ce faci, ce că... Ți-am zis că trebuie să mă întorc la ProRapid. Zic, lasă-mă, bă, că nu mai pot, zic, nu vezi că... Mi-ai și calmă, zic, mă chinuie asta, că nu mai... Cum zici tu, frate, că nu te doare, că... Du-te, bă, de aici, că tu n-ai văzut. Ce eu mă fac de 20 de ani. A, păi bravo, mă, dar tu te faci de 20 de ani, te faci de la 17 ani, de la 16 ani, de la 20 de ani, de când te faci tu, de nu știu câți ani. Normal că nu te mai doare. Că acum, nici pe mine nu mă mai doare. Normal că m-am făcut de sute de ori. Zice, bă, te las aici că trebuie să plec și ieși tu un taxiu și vii la ProRapid. Zic, ok, acum acest, na, omul dacă avea treabă, și mă las acolo. Vine femeia, retur, haide, ga, hai că să vezi că, uite, spun fâșiuțele așa și... Vreau să vă spun că în ziua aia, deci de când am ajuns după amiază acolo, la ora prânzului, așa, terminam antrenamentul în jur de ora 1, la ProRapid mâncam, deci să fi fost 2 ceasul. Am ieșit din salon la ora 7 fără un sfert. Mai ieșea aia și zicea, sună pe Violeta și spune că a intervenit ceva și reprogramăm programarea de azi. După jumătate de oră ieșea, sună pe nu știu cine, spune că altă zi când poate că a intervenit ceva. Așa chin și durere n-am avut în viața mea. La un moment dat, stând așa pe spate acolo, mă țineam de... Stăteam ca la zid, îmi țineam comoara așa și din stânga și din dreapta, că ajunsese aia mai pe sus. Deschide una ușa, o epavă, o doamnă pensionară din zona de acolo, din zona de vile, pe strada respectivă, care avusese și ea programare sau avea programare la ora respectivă. Și femeia... simțindu-se de acasă și ea n-a apucat să-i zică nimeni, nu intrați, și deschide ușa, aia glisantă. Brrr, și eu acolo, transpirat, și când mă vede, îmi trăgea aia, puh, mamă, ce faci maica aici, ce, Doamne Dumnezeule, bărbat să... Acum, cum eram plin de spume, îi zic, du-te bre de aici, zic, lasă-mă naiba în pace, că zic, așa vrea iubitul meu. Tu, maică, ducea-te-ai la balamuș, a, tu ești de-ăla, da, fă, sunt de-ăla, m-a trimis gagică-miu să mă facă, nu-i place de mine așa. A plecat femeia, a tras ușa aia, a venit o fată de acolo, doamna, haideți veniți că... Într-un final, bine, m-a făcut așa cam până cu vreo 20 de centimetri, mai jos de inghinal, așa, că n-am mai suportat nici pe față, nici pe spate. I-am zis, lasă-mă, gata, ajunge, nu mai pot, după vreo 4 ore. Lasă-mă că nu mai trebuie pilat toată viața. Lasă că mă fac eu cu mașina mea electrică și așa nu se vede pe aici, părul nu iese din short. Stai liniștită, nu mai vreau nimic. I-a fost atât de rușine femeii, la cât m-a chinuit, că nu mi-a luat banii. Bine, pe urmă m-am gândit că poate a făcut practică, dar văzând-o cum l-a făcut pe Răzvan și că n-a zis nimic, m-am gândit că zic, asta nu a fost de practică, că e meseriașe. Îi merge mâna bine, știe ce să facă, cum să tragă, cum să pună ceara. Și asta a fost, bine, am fost râsul că i-am povestit lui Răzvan a sunat-o pe fata aia, i-a povestit și aia,
A fost râsul lumii vreo 2-3 săptămâni, asta se vorbea. Cum țipam acolo și cum am dat-o pe aia afară din cabinetul de cosmetică și cum... Cert e că după vreo 3 săptămâni și plăcându-mi senzația de proaspăt epilaș, că se vedea frumos mai cu cremele alea la masaj, cu la bazin, la recuperare, la refacere, cu săpun, cu aia, mergea mâine la masori, mamă, meserie. M-am dus și după vreo lună de zile, m-am dus iar, știind ce mă așteaptă, ușor, cert este că ușor a devenit o obișnuință, este ca și tunsul pentru mine. Acum chiar mi se pare aiurea când văd, bine, acum nu e cazul că e frig, dar mi se pare aiurea când văd oameni vara, bărbați în toată firea și normal bărbătește cu păr pe picioare. Mi se pare disgrațios. Știu că e creste de retard. Nu suport. Bine, nici în ziua de azi, inghinal și axilă, nu să mă ating cu niciun pic de ceară, tot cu mașinuța mea care pot să mă fac și în fiecare săptămână fără niciun fel de durere, dar mi-a prins bine, a devenit obișnuință, îi mulțumesc lui Răzvan că m-a emancipat puțin și nu vă sfătuiesc să încercați. Sau dacă încercați, înainte să vă duceți, cu vreo săptămână, două, faceți-vă ori cu mașina, ori cu cremă de aia, cu lama nu prea indicat, ca să n-aveți părul foarte mare. Că cu păr cam cum aveam eu, au fost niște dureri de vai de capul și de zilele mele. Sper că nu v-am plictisit, e mai pe scurteală așa azi cum ați solicitat unii dintre voi. Rămâneți sănătoși, protejați-vă, dacă vă permite timpul, faceți și sport și nu uitați. Fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va epila cineva. Vă doresc o zi bună!